Bună ziua, dragii mei! Numele meu este Felicia Ursărescu și uh, ajut persoanele să-și regăsească echilibru emoțional și să lucreze pe emoții, uh, mai ales lucrând cu copilul interior rănit, care este subiectul podcastului de astăzi. De ce reacționez așa uneori? În urmă cu câteva săptămâni, uh, în mijlocul unui weekend petrecut acasă, am zărit un mesaj pe telefonul mobil. De obicei nu fac acest lucru în weekend. Este o alegere de bun simț care mă ajută să mențin o bună delimitare între muncă și timpul petrecut acasă. Dar de data asta n-a fost așa. Dintr-o dată am fost surprinsă de subiect și de expeditor și în câteva secunde am fost catapultată într-un alt scenariu m și m-am simțit agitată și furioasă. Um. A fost, foarte nevoie, a fost nevoie, de foarte puțin timp pentru a trece, a fost nevoie de o fracțiune de secundă pentru a trece de la o stare de calm și bine la o activare bruscă și care m-a surprins și pe mine însă. În acele secunde, practic mintea mea a călătorit cu viteza luminii și era proiectată deja în acțiune. Și între timp am început să mă agit, să merg sus jos, să mă duc jos în bucătărie, să merg prin camere, să... dar la un moment m-am oprit. Au fost suficiente câteva respirații conștiente ca să mă ca aici și acum și să revin. Uh, și m-am întrebat ce anume a prinsese în mod neașteptat acel mesaj în mine, de ce, ce anume, de ce m-am supărat atât de tare, ce anume mi-a activat starea de alertă. Iar în, când vorbesc cu clienții în ședințe, Adesea regăsesc aceeași surpriză în fața unor reacții intense pe care le au persoanele la lucruri aparent banale și se întreabă de ce reacționează așa câteodată. Um, uneori facem, să spunem, lucruri pe care le regretăm mai târziu. Se întâmplă cel mai des în relațiile noastre cele mai intime cu partenerii noștri, cu copiii noștri, cu persoanele cu care petrecem multe ore pe zi. În urmă cu câteva zile, în cadrul unei ședințe, o persoană m-a întrebat textual de ce în anumite momente pot să îmi păstrez calmul și să gestionez situația, iar în altele îmi este imposibil să fac acest lucru. Uh, unele motive sunt evidente, de exemplu, este e important să înțelegem cât de obosiți și de stresați suntem în acel moment, cât de mult, cât de bine sau cât de prost am dormit în noaptea precedentă, contextul în care are loc experiența și cu ce experiențe trecute se leagă aceasta în interiorul nostru. Și, dar pe lângă asta, pe lângă context, Uh, mai există un factor decisiv care ne determină să fim hiperreactivi, și anume, anume lipsa de spațiu între stimul și răspuns. Pauză. Pauzele lungi de sechea marilor succese. Deci, o pauză nu este altceva decât uh, un spațiu între stimul și răspuns. Când reacționăm în grabă, intrăm pe pilotul automat. Partea cea mai primitivă a creierului nostru, care ne garantează calea cea mai scurtă. Fără prea multă evaluare, aceasta gestionează situația prin mecanisme de atac, fugă sau îngheț. În schimb, atunci când ne dăm voie să luăm o mică pauză între experiența pe care o trăim și ceea ce se întâmplă în interiorul nostru, creăm un spațiu de reflexie și de alegere. Nu trebuie să fie o pauză de câteva zile, deși anumite decizii poate au nevoie de câteva zile sau și mai mult. Mă refer la răspunsurile automate, care ne iau și pe noi prin surprindere, prin acele reacții emoționale sau chiar reacții verbale pe care le avem. Zicem lucruri pe care eu nu sunt așa. De ce am zis acel lucru? Era absolut nepotrivit și era în afara contextului. Este de ajuns să ne luăm o mică pauză, să intrăm în noi înșine, să ne centrăm în ființa noastră și să ne punem câteva întrebări. Ce se întâmplă acum în mine? Unde ce reacționez așa? De ce anume am nevoie în mod specific în acest moment? Aleg să răspund chiar acum sau pot să amân pentru altă dată? Eu le-am pus așa mai, le-am lungit, dar întrebările pot fi foarte rapide în, în mintea noastră. Și dacă ne exersăm suficient de mult să avem aceste pauze în care ne întrebăm de ce reacționez așa, de ce anume am nevoie, dacă ne dăm posibilitatea să, să înțelegem că, de fapt, alegerea este a noastră, să răspundem și cum să răspundem. Cu timpul reușim să ne antrenăm și uh, va fi totul mult mai spontan. Ok, avem, punându-ne întrebările astea, avem timpul și spațiu pentru a reduce acel nivel de activare și putem alege răspunsul în funcție de, ce, în funcție de ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Uh, îl ade îl, citez adeseori pe Victor Frankl uh, și el spune ceva foarte frumos, între stimul și răspuns există un spațiu. În acest spațiu se află puterea noastră de a ne alege răspunsul. Iar în răspunsul nostru se află libertatea și capacitatea noastră de a crește ca persoană. Așadar, învățați să răspundeți mai degrabă decât să reacționați. Și care este diferența dintre răspuns și reacție? Reacția este rapidă. În, prezin, în prezența unui pericol real, ne permite să ne salvăm și este super ok. În toate celelalte cazuri, însă, că nu există un pericol real și imediat, da? de exemplu, mesajul pe care l-am primit în acea sâmbătă. Ea adaugă o doză de, o suplimentară de dificultate la, situa la situația tensionată, pentru că ne împinge să mobilizăm multă energie pentru a ne opune celuilalt, pentru a contracara, pentru a acuza sau pentru a ne distanța. Toate aceste lucruri par necesare și indispensabile în acel moment. Răspunsul, pe de altă parte, vine mai lent. Vine atunci când ascultăm mai multe informații despre situația exterioară și când ascultăm mai multe informații despre ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Ne respectăm mai mult nevoile și, în realitate, ne face să ne simțim mai liberi, liberi de a alege. Okay? Apare atunci când ne dăm permisiunea de a ne opri, de a ne reconecta cu corpul nostru, cu respirația noastră, pentru a putea spune, ok, oprește-te pentru un moment. Care este pericolul real în această situație? Care e treaba mea aici? Pot să mă deschid la această experiență? Ascultarea atentă ne permite să trecem dincolo de furia sau de frica de suprafață și ne ajută să identificăm alte emoții și nevoi care sunt mai puțin evidente, sunt mai puțin evidente pentru că nu sunt ascultate. Atunci când reușim să încetinim, ca să căutăm răspunsul, ne dăm posibilitatea de a explora atât peisajul nostru interior de senzații, gânduri, emoții, cât și stimuli care rezonează în noi în acea relație. Trecem de la logica de a face la logica de a asculta lucrurile, capătă proporțiile corecte și dăm valoare la ceea ce contează cel mai mult în interiorul nostru. În cazul meu, când am realizat că în același timp eram și spriată, dar și furioasă, mi-am permis să aleg un răspuns care să mă protejeze definind o limită clară între mine și persoană. În concluzie, te invit să evaluezi de fiecare dată situația. Dacă nu ești în pericol, imediat dă-ți voie să respiri de câteva ori și să te asculți și uh, apoi să răspunzi. Gândește-te că orice stimul exterior care declanșează o reacție atât de imediată este o, o binecuvântare, pentru că este o ocazie, ne dă ocazia să explorăm lumea noastră în interioară și să vedem cum mai stau lucrurile pe acolo. Te îmbrățișez cu drag, oriunde ai fi. Viață lungă și prosperitate și te aștept la următoarele podcasturi.